Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni! Ne aflăm din nou la emisiunea Cine citește știe. De această dată voi prezenta un scriitor care și-a adus aminte de locurile lui natale și anume satul românesc. Ion Arieșanu este un scriitor care s-a născut în 1930 la Ocna Mureș. A urmat școlile la Turda, apoi facultatea la Cluj. A colaborat în ani îndelungați la revistele Familia, Steaua, România Literară, Astra, Convorbiri Literare, Luceafărul, etc. Ca prozator are 8 romane, 3 cărți de proză scurtă, 4 cărți de reportaje, 2 cărți cu portrete literare, o carte cu novele și traduceri din limba română în limba cehă. Ion Arieșan este un om de cultură care a ales să exprime în cărțile sale caractere și să ne îndrume către generații noi care să cunoască trecutul. A debutat cu volumul Anii Adolescenței în 1962. Apoi, Vară târzie, Vrajă, O pasăre în iarnă, Lumină de la capătul nopții, Cei buni mor din tâi și Dansul săbiilor. M-am oprit asupra ultimei apariții și anume Sentimentele. Acest volum care ne face trimitere către satul natal al autorului și din care se desprind imagini, trăiri, momente de regăsire a oamenilor și locurilor și lucrurilor pe care le-a îndrăgit de-a lungul vieții. Este această scriere o proză artistică, este și eseu, și jurnal, și discurs. Fragmentele mărunte pe anumite succesiuni aleatorii se adună și se întregesc. Ne transmite simțăminte și trăiri sufletești deosebite. Câteva fragmente desprinse din roman o să vă aducă în lumea acestei cărți pe care vă recomand cu mare drag să o citiți. Averea. Simt că averea cea mai valoroasă a unui om sunt sentimentele sale. Averea sentimentelor trăite cândva. O întâlnire în fapt de seară la capătul unei străzi, un zor de ziua, un oraș străin, prima pagină scrisă cu drag, acasă, în locuința părinților, casa aceea în care mama îți pregătește cina, casa aceea cu odăi austere, cu bârne de lemn, cu dulapul adânc. Apoi îți amintești de primii tăi prieteni, de o călătorie, de singurătate și atunci înțelegi că dragostea a fost cea mai înaltă treaptă a sinelui la care ai fi putut tinde ca om pe pământ. Ion Arieșanu ne transmite sentimentele într-un mod deosebit, ca niște flash-uri fotografice montate într-un discurs narrativ. Atunci, în seara aceea, în bucătăria luminată, mă întâmpină bătrâna mea mamă. Ea stătea singură în fața unei lămpi cu o ceașcă de ceai de plante a cărei aromă inundase odaia. În clipa următoare mă uitai brusc în ochii mamei. Citind în ei spaima, mâinile ei bătrâne, cenușii, pătate de bătrânețe, odihnind ofilite pe masă. Și neașteptat, îmi reveniră în minte mâinile ei curate și frumoase din tinerețe. Ce-am putea adăuga noi cititorii decât faptul că scriitorul frământă sufletele, ne deschide dorul de întoarcerea la originea satelor românești.
tineretul, noi, cei care trăim aceste momente de schimbare permanentă, ar trebui să nu uităm, să ne întoarcem, să vedem țăranul român, despre care autorul spune: țăranul e prost, spune orășanul, e murdar, e violent, e mocofan și bețiv. Dar cine spune asta? Cel care n-a văzut niciodată un țăran. Țăranul, vă spun eu, e plugar. E îndeajuns să spui asta și ai totul despre el. El e veșnic cu plugul pe arătură, pe arșiță, pe ploaie. E veșnic pe țarena lui. Să scoată pământul lui bătrân aurul de grâu pe care îl pune pe masa tuturor. Boabele acelea secerate, culese, cuprind trupul țăranului. Chiar dacă acolo nimeni nu-l vede, munca lui este aurul pe care noi îl mâncăm. Și încă un fragment în care autorul ne dezvăluie sentimente despre oamenii din sat. În sat se găseau oameni pusnici, familii mari și avute, dar și oameni puternici. Ei umpleau duminica piața, forfoteau prin crâșme, se adunau împreună să intre în rândurile celor săraci, dar se uitau la ei chiorâși. Nu îi suportau. Așa se uitau și la femeia aceea în negru. Nu o suportau. Cu calul ei, osos, ciocănind din copite. O mânau mai încolo, ucărând-o. Supusă, ea mergea mai încolo. Poate că femeia ținea acel cal bătrân în amintirea cuiva. Poate acel cineva îi ceruse asta. Nu știam. Nimeni nu știa. Într-una din zile intrai spre seară în ograda goală a femeii. Eu am un loc de fâneață. Stă degeaba. Vrei să mergi acolo? Bă, da proste, domnule. Să fie de sufletul celui dus. Vă recomand cartea, dragi prieteni. Ion Arieșanu trăiește, se bucură de foarte multă apreciere și cartea o găsiți în biblioteci, dar mai ales în biblioteca noastră municipală. La revedere!